Ca în fiecare an, ultima zi de lucru a funcționarilor de la Biroul de Taxe și Impozite Locale al Primăriei Roman a fost 30 decembrie 2016. După o scurtă pauză de sărbători, marți 3 ianuarie se reia activitatea și la sectorul financiar al primăriei, când romașcanii care au dat de belea în zilele de sărbători își pot plăti doar amenzile sau taxele judiciare, începând cu 3 ianuarie 2016, ora 12. Anunțul a fost făcut la ultima conferință de presă a proaspătului deputat Laurențiu Leureanu, care și-a exercitat ultimele atribuții de edil șef al Romanului. Vă facem cunoscut că astăzi de dimineață a fost ultima zi în care s-au putut achita taxele și impozitele locale, urmând ca încasările să se reia, începând cu data de 3 ianuarie 2017, ora 12, pentru amenzi contravenționale, precum și taxele judiciare de timbru. Cei care doresc să scape de grija taxelor și impozitelor locale mai au de așteptat o săptămână, pentru că încasarea primelor biruri locale pentru 2017 se va face începând cu 9 ianuarie. De la această dată, programele informatice ale Direcției de Taxe și Impozite ținând de Municipalitatea Romașcană vor fi corelate cu cele ale ANAF-ului. Începând cu 9 ianuarie 2017, după resetarea softului și asigurarea funcționalității programelor informatice, va începe și încasarea impozitelor și taxelor locale pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală. Așadar, cu data de 1 începem activitățile legate de evenimente imediate de urgență, precum însă amenzele și taxele judiciare de timbru, iar cu 9 februarie impozitele și taxele locale și eliberarea certificatelor de atestare fiscală după punerea la punct și funcționarea și corelarea la nivel județean cu trezoreria și direcția de finanțe a sistemelor informatice pe care le avem și noi aici la Roman. Conducerea primăriei Roman mulțumește romașcanilor care în ultimii ani au dat dovadă de conștiinciozitate în ceea ce privește achitarea obligațiilor fiscale față de bugetul local. Gradul de încasare al taxelor și impozitelor locale a fost în ultimii ani de peste 97%, ceea ce a permis edililor să poată susține în condiții de normalitate toate cheltuielile de funcționare curente și să intre fără arierate în noul an fiscal.